acele cheltuieli care se referă la pregătirea profesională în domeniile de activitate ale agenților economici. Știți, în momentul de față, multe firme acordă burse. Aceste cheltuieli nu sunt considerate cheltuieli cu pregătirea profesională. Sunt cheltuieli cu sponsorizare, cheltuieli de mecenat, donații, iar noi prin această inițiativă vrem ca toate cheltuielile legate de pregătirea profesională a viitorilor angajați, a firmelor care finanțează aceste cheltuieli, să fie cheltuieli deductibile, cheltuieli cu pregătirea profesională. Trebuie să facem separarea între acordarea unei burse a unui elev foarte bun de la Colegiul Național Andrei Șaguna sau de la o facultate cu acele cheltuieli care se referă la pregătirea profesională. Și aici nu ne referim numai la bursă. Și acele cheltuieli legate de efectuarea practicii. Să pună la dispoziție utilaje pentru practică, să pună la dispoziție în mod gratuit, să pună la dispoziție anumite obiecte de inventar, să acopere anumite cheltuieli ale școlilor profesionale. Și aceste cheltuieli trebuie să fie cheltuieli deductibile și să nu se colecteze TVA. Adică cheltuieli cu pregătirea profesională. Firmele care vor să-și asigure personal trebuie să aibă posibilitatea să-și deducă cheltuielile. Să încheie contracte cu persoanele respective și cheltuielile să fie deductibile. Cheltuieli legate de pregătirea profesională. Și nu niște cheltuieli de sponsorizare, donații, care sunt în limită foarte mică. Ați precizat doar de școli profesionale și la facultăți? Și la facultăți, și învățământul superior, și liceele de specialitate. Adică a fost o perioadă când firmele finanțau cheltuielile școlilor profesionale și vrem acel model să-l implementăm. Am avut discuție cu reprezentanții agenților economici care deja au contracte cu școlile profesionale și mă refer la Kronstadt și cu elevii, dar ei acum, reprezentanții firmelor, își deduc cheltuielile numai din acele, adică își deduc cheltuielile la nivelul cotelor cheltuielor cu sponsorizarea și cu donațiile. Ceea ce nu este în regulă. Este o cheltuială care se referă la pregătirea profesională. Și vrem să încurajăm